Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă sunteți din vechii mei abonați, ce reveniți cu drag sau nu, la fiecare videoclip vă mulțumesc din suflet. Videoclipul de astăzi începe așa cu o oarecare doză de emoție, deoarece prin intermediul acestui canal de YouTube am cunoscut aici mulți oameni frumoși, enorm de mulți oameni frumoși. Exceptând o altă categorie de oameni care nu înțeleg că sunt o femeie măritată și am și un copil, dar nu asta este subiectul clipului de astăzi. Revenind la oamenii frumoși pe care eu i-am cunoscut aici, printre multele doamne ale sufletului meu, cum le spun eu cu drag și cu din suflet, da, spun chestia asta, este și doamna Eni. Doamna Eni sau doamna mea cu ochii precum cerul. Ei bine, doamna Eni mi-a lăsat acest comentariu la în urmă, de fapt, cu două videoclipuri, pentru că, da, disclaimer, paranteză, ce vreți voi. Sunt într-o perioadă un pic cam full și nu apuc să vă răspund ca înainte pe YouTube, da? Dar asta nu înseamnă că nu vă citesc comentariile sau nu înseamnă... Bine, de obicei când doarme juniorul sau văd eu cum mă, cum mă împart, iau telefonul și răspund la fiecare în parte. Ei bine, doamna Eni, vă mai pun o dată comentariul aici. M-a întrebat care este primul parfum Middle Eastern pe care l-am avut eu și m-a rugat să... m-a rugat. Dânsa nu mi-a spus să fac videoclip, eu am venit cu ideea să fac videoclip și anume, de fapt, dânsa m-a întrebat care ar fi singurul parfum ce l-aș alege pentru fiecare din cele patru sezoane. Ei bine, aici am început să am probleme. Da, am început să am probleme pentru că eu m-am spovedit de atâtea ori în fața voastră și v-am spus că sunt această habotnică. Și iubesc parfumurile, și pentru mine terap... parfumurile înseamnă terapie, parfumurile înseamnă anumite amintiri, anumiți oameni dragi mie, anumite momente fericite sau nu din viața mea. Și mi-este foarte greu să mă rezum la un singur parfum. Și, decât să-i răspund, m-am gândit să fac acest videoclip. Și ca să fie așa o chestie a la rojin, am adăugat pentru fiecare uh, din cele patru sezoane și câte o esență sau un ulei. Din nou, pentru că eu sunt fiartă pe esențe și pe uleiuri, din nou alege anul unul singur pentru fiecare anotimp. Hai să vedem ce poți alege. Deci, cumplit. Cumplit minutul 3, nu mai contează, 32 de secunde, 32 de secunde, dar trecând de acest intro, să vorbim întâi și întâi de toate despre uh, primul parfum Middle Eastern ce l-am avut eu. Primul parfum Middle Eastern care l-am avut. Acum nu mai am nicio sticluță, însă o să vă las pe aici o poză. Este vorba despre Opulent Mask de la Latafa. Da, da. Deci nu aveam cum să nu mă aliniez și eu în rândul vedetelor, dar să nu mai dau nume cine ne zăpăcește pe TikTok și peste tot cu acest parfum, nu mai contează. Da, am avut și eu Opulent Mask de la Latafa. A fost Primul meu parfum Middle Eastern achiziționat. Uh, un parfum care din punctul meu de vedere avea doar uh, nu știu, 30% ceva, ce mă ducea cu gândul către celebrul uh, Bacara Rouge 540. Uh, însă totodată era și acel mosc animalic. Era, cum să vă zic eu, mai degrabă, o combinație între uh, Mirsal Love, că l-am avut și pe acela, și l-am avut. Nu am avut sticla full size din Mirsal Love, am avut uh, mostră. Deci, să reluăm. Ar fi o combinație, din punctul meu de vedere, între Mirsal Love și Wood Mood de la Latafa. Are și ceva rășinos, are și cele bruizi de benzină. Se întâmplă multe, cum zic eu, în acel parfum. Acela a fost primul meu parfum Middle Eastern. Bineînțeles, nu am băut toată sticla pentru că nu am putut, adică personal și după macerare, că târziu am aflat și treaba cu macerarea, și după macerare eu nu am putut trece peste acel iz-benzinos. Cu toate că eu sunt și o persoană un pic mai ciudată. În sensul că ador mirosul de benzină. Da. Îmi place mirosul de benzină, îmi place din categoria asta mirosuri mai ciudate, îmi place mirosul de metrou. Nu râdeți. Ați văzut, în momentul în care mergeți la metrou, în momentul în care intrați, este un anumit iz. Mie îmi place izola. Da. Așa cum îmi plac și anumite parfumuri fine, florale, de doamnă și așa mai departe, și anumite parfumuri cu ud, și am descoperit și unul cu un ud animalic, care îmi place, nu la momentan în sticla full size. Îmi plac și aceste două arome mai ciudate: benzina și mirosul de metrou. Cu toate acestea, nu am putut trece. Peste izul acela benzinos din uh, Opulent Mask de la Latafa. Și acum să nu mai vorbim din trecut, cum spun eu, și să trecem la selecția mea, care a fost foarte greu să o fac, dar foarte, foarte greu. Începem cu primul parfum, care l-aș vedea eu fix de acolo pentru primăvară. Iar acela este de la Casa Alanic și se numește White Gardenia. Eu v-am mai vorbit despre această gamă a casei Alanic. Vă las aici videoclipul cu unboxing-ul și primele impresii, dacă nu ați apucat să-l să vizionați. Iar acest White Gardenia de la Alanic este, de fapt, Trutorder de la Madonna, un parfum care, la rândul său, se inspiră din fraca piquet. Este genul acela de parfum catifelat, elegant. Are acea uh, tuberoză cu iz de gumă de mestecat, dar tot încerc, tot mă străduiesc să nu mai introduc englezisme. Are. Este tuberoza aceea cu iz de gumă de mestecat, bogată, întrăsneață, catifelată. Și după ce am purtat o perioadă acest parfumel, el vine în variantă, îi spun că este EDT. Din punctul meu de vedere și la performanțele ce le-am obținut eu cu el, pentru mine este EDP, nici de cum EDT revenind la aromă, după ce l-am purtat o perioadă, atât de sine stătător cât și în layering, că știți că eu am o problemă și cu layeringul, mi-am dat seama că tuberoza de aici este oarecum rudă, nu soră, o verișoară ceva pe acolo, cu tuberoza din Velvet Vanilla de la Mansera. Am decant din acel parfum, nu dețin sticla full size, și um, pot vedea asemănări. Adică tuberoza din uh, White Gardenia este, hai să spunem, un 70%, cu toate că ar fi un 80% um, asemănătoare cu tuberoza din, uh, din Mansera, Velvet Vanilla. Este genul acela de parfum elegant, dar versatil totodată. Nu are acel iz middle eastern, nu vă duce cu gândul, adică dacă îl mirosiți și nu vedeți că aici scrie Alanix și știți că este o casă middle eastern, vă puteți duce cu gândul la ceva de designer. Este ceva uh, ușor de plăcut, ușor de purtat și din nou... Unul din preferatele mele. Dacă pentru primăvară parfumul este cel de la Alanic, în materie de uleiuri, slash, atar, slash esență, am ales unul de la Afnan și anume Romana. Romana, ce vine într-o sticluță pentru mine fabuloasă. Poate, din nou, pentru voi e prea mult, poate e ceva chicios, mie îmi place de, de nu se poate această sticluță. Din nou, unboxing-ul și primele impresii vi le voi lăsa aici. Iar în romana avem, din nou, o aromă ce te duce cu gândul la parfumeria de designer, nici de cum la parfumeria middle Eastern. Avem acel mix de note florale, note citrice și un mosc, dar este moscul acela fin, elegant, nimic animalic, nimic în zona de detergent sau balsam de rufe, nu. Moscul acela catifelat, moscul acela ușor dulceag, ușor are ceva o tentă pudrată, da? Posibil un heliotrop pe undeva pe aici, dar este divin. Divin și fiind un atar ce vine de la Casa Afnan, are performanțe. Treaba cu performanțele la capitolul uleiuri, ataruri sau cum le spuneți voi. Ele sunt special concepute pentru a fi un skin scent ușor mai proeminent. Dar nu vă așteptați la genul de psiaj ca la parfumuri. Cu toate că, din nou, din propria experiență, cum v mai zăpăcit de o mie și una de ori, mie îmi place foarte mult să mi le, să mi le aplic pe lungimea părului. În momentul în care aplic esențele pe lungimea părului, pur și simplu Proiectează altfel. Proiecția este mult mai mare, este o, o proiecție amplificată, ca să mă exprim așa. Dar, da, Romana, cu siguranță, este acea aromă ce te duce cu gândul la primăvară, ce te duce cu gândul la uh, renașterea naturii, da, că până la urmă, cam asta se întâmplă primăvara. Are un ușoriz romantic dar nu are niciun strop Middle Eastern în el. În afară de ambalaj, aroma în sine nu are de-a face cu latura Middle Eastern. Categoric nu, sub nicio formă. Am ajuns la vară. Acum, haos în mintea mea uh, și chiar am zăpăcit-o pe Izabela, mai bro, că doar o știți. Uh, aseară, am discutat cu ea, zic, uite, fac clipul ăsta, ce aleg la vară, că avem o problemă la vară, pentru că sunt dependentă de Rose Noir de la Ahmed al Maghribi, sunt dependentă de Marin de la Ahmed al Maghribi, însă am decis să aleg cu sufletul. De ce spun asta? Deoarece am ales un parfum pe care acum îl șterg puțin că are ceva amprente pe el Ca să știți de ce mă mișc aici um, Am ales cu sufletul în sensul că a fost uh, parfumul Asociat cu uh, onomastica de patru ani a fiului meu Și da, dacă mă urmăriți, da Afnan Edict Mask -tick, da. Care în această vară da? Ca să înțelegeți cât de mult iubesc acest parfum. În condițiile în care el de fapt este un extract de parfum, într-adevăr, are performanțe peste limita legală, da? chiar se comportă ca un extract de parfum, și cu toate acestea am băut cam atât din el. Și el vine în 80 de mililitri. Da, și eu mă miros de Romana, dar nu mai contează. Din nou, o să vă las aici clipul cu unboxing-ul și primele impresii. Și, după cum v-am tot zăpăcit eu cu acest parfum, deoarece a fost în mai multe selecții, vai de viața mea! Întâi și întâi de toate, este un parfum categoric unisex. Unisex și. Este genul de parfum ce eu, una, îl percep all-season. Nu l-aș vedea strict de vară, chiar dacă el este centrat pe nota de mosc. Este acel mosc suprem, cum v-am terorizat, este acel mosc din altă lume, este acel mosc luxos, superb. Uh, atins de un cardamom, nimic animalic aici, chiar dacă vorbim de mosc, nimic din zona balsam de rufe, pur și simplu este uh, cum l-am denumit eu într-un alt videoclip, acel One Man Show. Da, este parfumul acela uh, de covor roșu, este parfumul acela de lumina reflectoarelor. Acum, după macerare, cardamomul se resimte. îi dă un, un aer sexy, e ceva acolo, nu știu. Eu, de obicei, mirosul în sine de cardamom îl asociez cu ceva sexy. Nu mă întrebați de ce, dar așa percep eu, așa resimt eu. Și este din toată selecția mea de parfumuri pentru anotimpul cald, pentru sezonul estival, Mask -tick tronează pe același loc cu roz noir la capitolul magnet de complimente. Deci, pur și simplu, toată lumea, indiferent că e femeie, că e bărbat, toată lumea, cu ce te-ai dat, cu ce te-ai dat, cu ce te-ai dat, nu-l pot asocia cu niciun alt parfum din zona de designer, și nici din zona nișă. Nu, este o un ADN original, cum se spune. Dar este, dacă iubiți moscul, știu că am mai vorbit cu câteva dintre voi și mi-a spus că ați comandat mostră. Găsiți mostre să să comandați pe site-ul celor de la Parfumas. Oricum, ca de obicei, în bara de descrieri, link pentru fiecare din parfumurile despre care vă voi vorbi astăzi, link pentru contul meu de Instagram și link pentru profilul meu de TikTok. Și da, mulți dintre voi m-ați găsit și pe Facebook. Eu, dacă nu am lăsat link către contul meu de Facebook, înseamnă că acela este un cont privat, ca să mă exprim așa, da? De aceea ne auzim și conversăm pe Instagram. Dar da. Masc tic e una, cu siguranță îl voi purta și în perioada rece. Exact cum v-am spus mai devreme, ori cardamomul, ori cardamomul, ori parfumul s-a macerat și resimt altfel nota de cardamom, altfel în sensul că îmi place mult mai mult, ori uh, automat are. Um, radiază altfel odată cu răcirea vremii. Dar e divin. Divin. Și dacă suntem la vară, ne trebuie și un ulei de vară. Uh, Adriana nu mă face să sughit, da? Uleiul de vară este Harim al Sultan Gold de la Casa Hadlaj. Categoric ar fi singura mea esență pentru vară. Uleiul acesta după cum v-am spus și în videoclipul în care i-am făcut unboxing-ul și primele impresii, uleiul acesta a stârnit un mare, mare hype. Voi știți că eu mi-am cam luat țepe cu hype-urile stârnite pe YouTube, însă nu e și cazul acestui ulei. Da, nu știu ce au făcut oamenii ăștia cu uleiul acesta, nu știu ce au pus în el, însă acest ulei se comportă exact ca un parfum. În ce sens? Acest ulei este singurul din câte am și câte am avut și câte am testat care trece prin trei faze de schimbare. Da? Nu am avut niciodată un ulei care să se schimbe în trei faze. Inițial este fructat, ușor citric, apoi când se dezvoltă, el are iz de jeleurile um, acelea ursuleți și eu nu mai pot să pun asta aici. Pot? Gata, am putut. Um, faza a doua uh, înseamnă aroma aceea de jeleu ursuleți de la Haribo, da? Pur și simplu fixa jeleurile acelea miroase. Iar ultima fază este un. Uh, Floral, fructat, gurmand, cu ceva tente exotice. Și, din nou, dacă ar fi să aleg un singur ulei pentru vară, cu siguranță Harim al Sultan Gold. Mulți dintre voi mi-ați scris când revine, când revine. Cei de la Dubai Collection v-au și scris pe site în data, în data. În luna decembrie, acest ulei va reveni în stoc. Dacă mă urmăriți pe profilul de Instagram, eu de obicei la story, când reintră ceva în stoc, vă pun, vă pun la story da? și linkul și absolut tot, 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 Și bineînțeles că fiind un produs de pe site-ul celor de la Dubai Collection, acest codulete Roș 25 vă oferă un discount de 5% la orice achiziție de pe site-ul celor de la Dubai Collection. Că de ce nu, de ce să nu mă repet? Că de ce? N-are rost. O secundă. Așa e, când se apucă Ana să vorbească, se usucă și gâtul și toate cele. Am ajuns la toamnă. Toamna, pentru toamnă, am ales ceva tot de la Dubai Collection. Um, o casă nouă la ei pe site și anume Nasim. Iar parfumul face parte din uh, colecția N Series. Găsiți, o să vă las aici, găsiți aceste parfumuri și pe Fragrantica. Dacă nu sunteți familiarizați cu această casă, iar parfumul se numește Hypnotic Passion. Din nou un parfum la care v-am făcut unboxing-ul și primele impresii. Și cu acesta trebuie să mă dau, că altfel nu se poate. E... Sunt acele parfumuri, da, ce lasă această peliculă. Lasă. La început, până intră în piele, aveți parte de această peliculă ușor albicioasă. Însă, odată ce intră în piele, aceste parfumuri sunt pe bază de apă în sensul că nu, nu conțin alcool. Dar, din nou, mulți dintre voi uh, mi-ați scris care e părerea ta, rojin, cum sunt, ce se întâmplă cu ele. Ei bine, ei, chiar dacă spun parfumuri pe bază de apă, voi nu vă duceți cu gândul că dați bani pe apă chioară Nu. Doamne, cum e parfumul ăsta! Aceste parfumuri. Au la bază, din ce am înțeles eu, o substanță emolientă, un balsam, ceva de genul, da? În afara faptului că hidratează pielea, în afara faptului că le puteți aplica pe chiar și pe păr, fără a vă deteriora, fără, fără, fără a vă fi afectat firul de păr, hai că am reușit, aceste parfumuri au performanțe. Și când spun au performanțe cu fața asta și cu tonul ăsta, credeți-mă că au performanțe. Deci eu am rămas, eram cum? Parfum pe bază de apă și așa. Au performanțe în sensul că pe pielea mea, eu oricum pe pielea mea mi aplic și parfumuri cu alcool, nu... Mulțumesc lui Dumnezeu, nu am probleme piele atopică sau ceva de genul. Dar Revenind la acest parfum, aceste parfumuri, știți că eu am uh, Hypnotic Passion, Bushra, Lamsa și uh, Purple Blue. Toate, deci nu numai cele din gama N-Series, cum este acesta, toate au performanțe pe piele undeva la 6-7 ore. Pe piele. Cu, țineți-vă bine... Siaj cu, pro, cu, si cu proiecție în primele două ore Deci două ore aceste parfumuri pe bază de apă, cum spun ei, au proiecție Și au proiecție uh, bine de tot da. Revenind la Hypnotic Passion, că de ce nu eu trebuie să fac paranteze și extra paranteze Hypnotic Passion vorbește despre zmeură, licii Ușor floral și când spun ușor floral, eu personal resimt bujor și lăcrămioare aici. Moscat, vanilie și mega, mega vată de zahăr. E pur și simplu o vată de zahăr din acea imensă. În momentul în care au fost aduse pe site, în dreptul acestui Hypnotic Passion, scria ADN original. Însă... Eu că l-am testat în videoclip, v-am spus că mă duce cu gândul la ceva. Și mă ducea cu gândul la ceva atât de bine, dar nu puteam pune degetul. Stop, ăsta este. După ce am filmat videoclipul, a venit mai, bro, Isabela, la mine și l-a testat. De când l-a pufăit, mi-a zis din start. Um, Barbary hări Intens, că din nou, da? Barbări, Ana ăsta e Barbary hări Intens. Eu eram, stai să mai miros, stai să văd, stai să cercetez, stai să studiez, pentru că eu nu dețin Barbary hări Intens. Am mai vorbit pe Instagram, nu știu dacă. Hai să nu-ți dau numele în primă fază, dar te pup și te ultra-mega-hiper-iubesc cu una dintre voi și mi-a spus același lucru. Ana este Barbary Hăr Intens. Și da. Am ajuns și eu într un final și am, uh, am pus nasul din nou pe Barbary Hair Intense și da. 90% acolo este. Acest Hypnotic Passion de la Nasin. Divinisim. Dacă nu l-ați testat, nu uitați că puteți achiziționa mostre, da? Că de-aia vă zăpăcesc eu mereu. Luați mostre, luați mostre. Ei bine, am ajuns la partea cu uleiul pentru toamnă. La ulei pentru toamnă am uh, tot un ulei special. Dacă Harim al Sultan Gold este numărul 1 la modul că acesta se dezvoltă în două faze, pe locul 2 la capitolul de dezvoltare se află Tanasuk de la Al Haramain. Da, aceeași sticluță bijuterie. Din nou, pentru multe dintre voi poate este chici, mie îmi place. Vă las din nou unboxing-ul și primele impresii aici. Iar acest Tanasuk de la Al Haramain este acel Ulei ce se deschide identic după nasul meu, identic cu Intens Cafe de la Montal. Da. Se deschide pur și simplu, ai impresia că ești acolo la Intens Cafe de la Montal, însă, pe măsură ce se absoarbe ca să mă exprim așa, pe măsură ce um, uleiul. Se încălzește datorită temperaturii corpului, că până la urma urmei cam aici e toată chimia de la ataruri, da? Cu cât este mai cald sau cu cât este corpul mai cald, cu atât uh, proiectează mai puternic, da? Deși treaba cu temperatura joacă un rol important. Din nou, din ceea ce am observat eu, dacă la voi este vorba de cu totul altceva, scrieți-mi și mie în secțiunea comentarii. De aceea eu, ca să fentez chestia asta, primăvara, toamna și iarna, când automat este mai răcoare, um, plusez pe firul de păr. Dar, bineînțeles, și vara dau pe păr. Revenim la tanasuc. Uleiul ce eu l-am ales, nu știu, îl asociez cu toamna. Nu mă întrebați de ce fac chestia asta, cu toate că el a fost achiziționat vara. E una la capitolul miros, îl asociez cu toamna. V-am spus, se deschide precum intens cafe de la Montal, însă pe măsură ce trece timpul, merge foarte mult către Roses zvanil de la Mansera. Este acea aromă de bomboane de trandafir super fructate, îmbrăcate în zahăr brun cu un strop de șofran, dar totodată și cu atingere de mosc, iar șofranul acesta alături de mosc, pur și simplu, în opinia mea, ajută acest ulei parfumat să nu pice către latura juvenilă, din moment ce vi l-am descris ca fiind acea aromă de bomboane de trandafir. Și da, știți că nu iubesc trandafirul, dar trandafirul de aici e fix ceea ce trebuie. Doamne, e o combinație superbă. Este o combinație cu uh, accente gurmande. Se simte foarte bine. Nu știu, este ca și cum, pentru mine, ca și cum ai avea un fresh de rodi care l-ai uh, extra îndulcit cu ceva zahăr brun. Da? e ceva gurmand în el și are și acesta performanțe imense, dar imense. Bun. Și am ajuns și noi într-un final la iarnă. Eu personal nu prea sunt fană iarna, nu, nu mersi, nu-mi place frigul, nu, cu toate că sunt născută iarna, nu, nu. La mine, Hai, accept toamna, accept primăvara, dar iarna nu prea. Dar, la iarnă am, la iarnă, pentru iarnă am ales un parfum și un ulei, din nou de la Dubai Collection. Iar parfumul cel am ales eu și îl văd eu fix din filmul iarna, este Cahila Lux de la Paris Corner. Da, în ultimele videoclipuri, l-ați cam tot văzut. Stai că eu învârteam calul loc să învâr, învârteam calul. Data trecută nu puteam să scot calul, acum învârteam calul. Deci rojina e o problemă cu caii. Um, l-ați cam văzut în ultimele videoclipuri, deoarece fix acum este momentul său. Și acest Cahila Lux este, după cum v-am mai spus eu... Kayali Invite Only Amber 23, din nou Dita mai numele și nu înțeleg de ce, dar la puterea N. Da. Nu știu cum au reușit omuleții de la Paris Corner să scoată capodopera asta, pentru că da, pentru mine acest parfum este o capodoperă. Este fix, v-am mai spus eu într-un alt clip, fix aroma Kayali. Dar fix. Și da, din nou, nu are cum uh, o clonă să fie 1 la 1. Păi da, nu are cum o clonă să fie 1 la 1 deoarece acest Cahila Lux de la Paris Corner proiectează mai bine, are performanțe mult mai bune, iar mirosul este mai intens, da? Este, este peste. Da? Da, nu are cum să fie 1 la 1. Că ce să vezi, ăsta e mai bun decât originalul. Este acel parfum bold, beast mode. Aveți grijă cu pufurile. Aveți grijă cu pufurile, da? De două ori vă spun. Este beast mode. Categoric unisex sunt acele cireșe în ciocolată. Eu așa resimt. Cireșe în ciocolată, tutun, ud, paciulii, miere și scorțișoară, are și un izbuzi și este parfumul acela pentru o întâlnire, o, o, întâlnire sau o noapte romantică, nu știu de ce acolo mă duce, adică nu prea aș purta ca Hila Lux ziua în mare. Nu mă întrebați de ce, că eu așa-l văd, da? Din nou, fiecare poartă când vrea, cum vrea, câte pufuri vrea, și mai ales unde vrea. Eu vin și vă spun strict gusturile mele. Dar da, da. Este genul de parfum pe care eu dacă l-aș consuma, l-aș reachiziționa fără să stau pe gânduri, dar fără să stau pe gânduri. V-am spus că are ud, nu vă gândiți la udul acela scanchi, cum se. Ai, că am zis că nu mai vorbesc în engleză. Uh, Udul acela puturos, nu este ud de grajd. Nu. Este dulceag. Este ultra, hiper, mega sexy. Și da, este uh, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Da. Cu siguranță un parfum de avut în perioada rece a anului. Și ultima, dar nu cea din urmă, esență ulei, Hatar, cum vreți voi, pentru sezonul rece, o obsesie de mea, vine de la Ud Darabi, deci nu mai știam cum să țin sticla, uh, Ud Darabi London și se numește Intoxicate. Da, Intoxicated, care este aroma de la Kilian, Dar iar mă transform exact cum am făcut în videoclipul în care v-am făcut unboxingul și primele impresii. Pentru că eu nu, nu, mai pot cu acest ulei, deci sunt fiartă pe acest ulei. Imediat ce va reintra pe site, eu îmi voi uh, comanda două, trei sticluțe. Da, da, pentru că este acea cafea turcească de pe malul Bosforului, cum v-am zăpăcit. Plină de cardamom, nucșoară, scorțișoară. Mai precis, este o bombiță cu cardamom, din punctul meu de vedere. Una din cele mai sexy arome. Ceva vanilie în fundal. Este genul acela de gurmand oriental. Da? Nu este gurmandul acela obișnuit. Nu. E aroma orientului mijlociu, este pur și simplu, deci eu asta văd când, când simt acest parfum, această aromă. Văd acea cafea turcească cu condimente, la asta mă duce cu gândul. Cafeaua aceea periculoasă, cum v-am spus eu, pentru că ori combinația aceasta, ori asocierea pe care o fac eu, nu știu, ai impresia că e cafeaua aceea turcească cu extra condimente și mirodenii și nebunii și cu poțiune magică în ea. Deci poțiune din aceea de dragoste, da? Deci pur și simplu te atrage, pur și simplu te obsedează. Categoric o aromă unisex. Categoric. Nu am cuvinte. Um, gama aceasta de uleiuri de la Wood Darabi, de, de fapt nici nu mai știu dacă mai e ceva disponibil pe site, dacă mai este ceva o să vă las aici um, Nu știu, pentru prețul plătit, acesta vine în format de 12 ml, dacă nu mă înșel eu Nu mai știu, că văd că aici nu scrie și cutiuța, abada, o am aici Da, nu scrie, dar sunt 12 ml, o să vă las eu aici. Sunt la 55 de lei. Fără codul de reducere. Dar pentru prețul plătit am, am multe multe uleiuri de la Ud Darabi și sunt bombe, bombe. Și din ce am înțeles, vor reintra pe stoc și vor veni și alte variante, da? Și alte arome inspirate. Dar da, categoric o aromă de avut în perioada rece a anului. 38 de minute. Hai că am făcut un clip cât de cât omenesc, da? Cât de cât am vorbit și eu mai subțire, cum zic eu. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Um, și haideți să facem altfel. Nu dau tag nimănui. Dacă cineva vrea să preia această idee, sunteți simțiți-vă libere să o faceți. Oricum multe vă inspirați, dar nu mai contează. Să rămânem pozitivi și fericiți. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii preferințele voastre. Dar Chinuiți-vă și voi, ca cum sunt rea, exact cum am chinuit eu, în sensul să alegeți un singur parfum pentru fiecare sezon și dacă și voi sunteți în zona de esențe, ataruri și uleiuri, un singur ulei pentru fiecare sezon. Hai, chinuiți-vă și voi cum am chinuit eu. Lăsând gluma deoparte, vă îmbrățișez cu sufletul. Pe absolut toți și toate, da hai că iar mă emoționez și cine știe ce dezacorduri mai fac și așa mai departe. Doamna Eni, să rămână din suflet, știți că sunteți o binecuvântare pentru sufletul meu. Vă super iubesc, atât. Atât. Nu pot mai mult că nu pot. Ok, vă mulțumesc din suflet. Dacă nu v-ați abonat până acum, nu uitați să o faceți. Mai era o discuție pe un grup de Facebook cu ce vă deranjează la creatorii de conținut și așa mai departe. Și toată lumea, aproape toată lumea scria acolo uh, like și subscribe. Hai să intru și eu în rând, like și subscribe, <laughs> dacă nu ați făcut-o până acum. Și până data viitoare, vă doresc zile fabuloase și pline, pline, pline de parfum. V-am îmbrățișat! زبان ما شرف